Bună ziua, bine ne-am regăsit. Sunt șef Daniel al restaurantului Dorada din cadrul hotelului Levor. Astăzi vom pregăti calamar umplut cu brânză și legume crocante la primul fel. La al doilea fel vom face un preparat din filet de berbecuț cu legume la plită și cu sos metaxa. Începem să facem prima oară calamar umplut cu brânză. Da? Avem nevoie de calamar. Desigur de brânză, okay, ulei de măsline, sare, piper. Nu este foarte complicat, e un preparat foarte, foarte simplu și foarte bun, gustos. O să începem să umplem calamarul. Adăugăm puțină brânză. Nu trebuie să adăugăm foarte, foarte multă brânză. Atunci când îl preparăm și îl punem pe plită, dacă avem prea multă umplutură, se va topi brânza și ne va curge pe plită. Din cauza apei care se găsește în brânză, se va depune pe plită și nu o să ne coacă calamarul așa cum trebuie. Tubul de calamar nu trebuie să fie rupt sau spart, pentru că o să ne curgă compoziția din el. Brânza. Folosim acest recipient. Dăm puțin ulei de măsline. Puțin de ulei de măsline cu lămâie. Piper. Foarte, foarte puțină sare, pentru că și brânza conține sare. Am nevoie de făină. Punem uleiul la încins. Dăm plita puțin mai tare, cam la 250 de grade. Calamarul dăm foarte puțin în făină. Îl scuturăm. Deci, uitați-vă cum scutur, da? Nu trebuie presat cu mâna. Și o dăm pe plită. Punem puțin ulei. Acum o să începem să pregătim legumele crocante. Avem nevoie de morcov, vânătă, numai coaja și foarte puțin miez, nu poate toată vânăta. Are o textură foarte moale și atunci când o să facem legumele crocante nu o să ne iasă. Să avem textură mai dură la legume, să putem să le facem crocante. Puțin ardei color. Un și ardei verde. Zucchini, la fel ca la vânătă, nu tăiem cu tot cu miez. Okay. Începem și le tăiem pe lung, foarte subțiri. Da? Nu încercați așa repede acasă, tăiați încet, să vă tăiați degetele. Ce face calamarul? Să prezinte bine. Între timp dăm drumul să încingă și uleiul la friptoză, aproximativ 160 de grade.
Toate legumele trebuie tăiate cât mai uniform. Adică dacă le tăiem unele mai groase și celelalte mai subțiri, unele se fac și celelalte nu. Sau unele devin crocante și celelalte devin moi. Avem nevoie de apă minerală cu sare. Ia uitați cum fac, da? Exact cum se facă puțină spumă, da? Cu apă normală nu o să facă. Ok, o să avem nevoie de făină. Scoatem legumele din apă, din apa minerală cu sare, le adăugăm în făină. Legumele nu trebuie scuturate cu mâna, le folosesc o strecurătoare. Să vă arăt acum imediat cum să le scoateți din făină. Nu trebuie presate, trebuie decât foarte lejer amestecate în făină, foarte încet. În momentul în care le presez o să devină bule de cocă pe ea, pe legume. Le punem în strecurătoare să putem să le alegem bine de făină și să nu punem foarte făină în ulei, unde o să le și pregătim, să le prăjim. Da? Le amestecăm. Usturăm bine făina. După care o să le adăugăm în friptoză. Uleiul trebuie să fie foarte bine încins. Trebuie să ajungă la temperatura de 160 de grade. Aproximativ 160 de grade. Mai devreme. Pentru că altfel nu obținem o legumă crocantă așa cum ne dorim. Calamarul nostru este aproape gata și el. Încercăm să le scoatem ambele preparate în același timp, să le montăm, să putem să le servim calde. Nevoie de puțină hârtie să scoatem legumele, să absorbem puțin uleiul din legume, să nu devină uleioase. Să vedem cum se prezintă. Luăm o pensetă și le încercăm. Mai trebuie foarte puțin. Aici am pregătit niște icre de ștucă, care să le punem lângă calamar. Pregătim și un crevete. Legumele sunt aproape gata. De fapt, sunt gata. O să le scoatem acum pe hârtie. Să
întindem puțin. Să tamponăm puțin. Da? Ducem ulei. Începem să montăm. Da? Să le facem buchet. Da? Să le punem pe farfurie. Mă o să montăm calamarul. Calamarul este gata. Aranjăm puțin. Okay. Preparatul nostru este gata. Vă doresc poftă bună. O să trecem în continuare la următorul preparat. Și o să pregătim fileul de berbecuț cu legume la plită. În continuare o să pregătim fileul de berbecuț împreună cu legume la plită și cu sos Metaxa. În primul rând o să facem sosul Metaxa. O să vă explic imediat. Avem nevoie de lapte cu puțin unt topit pe care o să-l încălzim și să folosim în continuare Metaxa și cafea de Paris. Trebuie făcut la foc mic, da? Mestecăm să stopească foarte, foarte bine untul. Adăugăm foarte puțin piper. Sare, de mare, foarte puțină. Da. Să așteptăm să dăm fiert puțin. Între timp, până dăm fiert, o să pregătim și din legume. De data aceasta nu o să mai le tăiem sticuri. O să le tăiem în forme diferite, să dea bine pe farfurie. Astea sunt la plită, nu sunt prăjite. Vedeți? La vânătă tot la fel, marcoajă. Îi luăm puțin marginea subțire, pentru că ni se arde acolo. Da? Nevoie de morcov. Da? Nu foarte gros, nu foarte subțire. Da? Să avem nevoie de zucchini.
De data aceasta facem bastonașe. Asta e verde. Roșii cherry. Din ce face sosul nostru, laptele a început să dea în fiert ușor. O să adăugăm acum cafea de fabrică. Să amestecăm încet, să devină unicor. O să vă mirați, o să spuneți ce preparat e ăsta cu cafea, cu lapte, cu... O să vedeți la sfârșit ce combinație bună și are un gust deosebit, care merge foarte bine la carnea roșie. Acest sos merge și la mușchi de vită și la un antricot. Adăugăm cafea de Paris până devine un sos foarte bine legat. Să nu fie lichid. Ok. Mai lăsăm puțin, între timp ne ocupăm de legume. Să punem legumele pe farfurie. Le întindem puțin să putem să le condimentăm uniform. Da? Ulei de măsline. Piper. Ați observat că la toate preparatele noi folosim piper proaspăt măcinat. Nu folosim piper la pliculeț, că nu are miros, nu are gust. Acum o să condimentăm și fileul de berbecuț. Sare. Piper. Nu folosim foarte multe condimente. Pentru a nu schimba gustul la fileul de berbecuț, la legume. Adăugăm metaxa. Între timp adăugăm legumele. Leu de berbecuț îl punem mai pe sfârșit pentru că se face foarte repede și avem nevoie de el să fie mediu. Leul de berbecuț nu trebuie să-l facem bine făcut pentru că se întărește. Mai amestecăm și în sos din când în când. Adăugăm ținule de măsline.
legumele când sunt aproape făcute de jumătate, să adăugăm mușchiulețul de berbecuț. Ea a ajuns la jumătate. Să adăugăm mușchiulețul de berbecuț, care l-am condimentat și pe el înainte, ulei de măsline, sare, piper. V-am spus mai devreme, trebuie să-l facem mediu, da? Așteptăm legumele. Avem grijă și la leul de berbecuț. Legumele noastre se apropie de final. Acum o să facem țimărar prăjit. Să alegem 2-3 crenguțe. Avem aici felii de portocală uscată, care o să le folosim la leu. Facem fileul de berbecuț. Suntem atenți să rumenim foarte bine. Legumele noastre sunt aproape gata. Tragem într-o parte. Mai durează foarte puțin și mușchiulețul de berbecuț este gata și el. Legumele sunt gata odată cu fileul de berbecuț. Să montăm farfuria. Fileul de berbecuț este gata și el, în mare parte. Okay. Legumele spre sfârșit. O să folosim un sos de ridiche chinezească. Să amestecăm puțin. Să începem să montăm. Legumele. O să punem și fileul de berbecuț imediat, să-l aranjăm puțin, da? Să arate bine. Oprim și plita, să nu se ardă. Ștergem puțin farfuria, să nu se arate bine, de fapt, să nu fie murdară. Da?
Avem nevoie de mărarul prăjit. Este foarte bine încins. Să folosim din nou penseta ca să scoatem mărarul prăjit din ulei. Mai lăsăm 2-3 secunde, 4-5. Putem să-l aranjăm, da? Pun și cealaltă grătăniță. Deci trebuie să umblăm cu el foarte, foarte fin, pentru că imediat să sfârmăm mărarul, să nu rămânem fără decor. Și portocala, o să așezăm. Acum o să ne folosim de o lingură pentru sosul Metaxa. Dăm afară telul. Să adăugăm foarte puțin sos la baza fiecărui file de berbecuț. Preparatul nostru este gata. Este un preparat foarte bun, arată și bine, avem legume proaspete, am folosit și cafea de Paris, mărar prăjit, file de berbecuț de cea mai bună calitate și la legume am mai folosit un sos de ridichii chinezești. Vă dorim poftă mare și vă recomandăm cu plăcere să-l gustați, să savurați acest preparat făcut de noi în restaurantul Dorada. Vă mulțumim, la revedere!